de lei. Mai vreți certificat verde la locul de muncă? Eu am spus la ce loc de muncă vreau, pentru medici, era foarte clar, pentru medici din sistemul de sănătate și privat și public, și am spus de ce, raționamentul care era atunci. Când mergi la medic, ți se cere un test sau să fii vaccinat. Dar în partea cealaltă nu există nicio garanție că cel care te tratează pe tine este vaccinat sau și-a făcut un test. Și e normal că atunci când te duci să fii sigur că nu te infectezi, atunci când tu ai plătit din proprii bani un test, să te duci să beneficiezi de un serviciu medical. Este România în acest moment pregătită în acest val 5? Are ceva diferit față de perioada valului 4? Depinde la ce ne uităm, la ce indicator ne uităm. Dacă ne uităm la rata de infectare care este negativ corelată, văd eu, cu rata de vaccinare, ai putea spune că nu. Dar nu vreau să trag eu această concluzie. Am văzut că și asta mă îngrijorează, pentru că am tot auzit discuții cum partenerii de coaliție știu foarte bine cum să crească rata de vaccinare. Eu văd că rata de vaccinare scade, dar știu când erau în opoziție, aveau tot fel de soluții care astăzi văd că nu funcționează. E atacat sau mi se pare? Nu e atac. Dar aș vrea să vină să explice mai mult în coaliție, să ne spună, uite, am făcut asta, 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 ne așteptăm să se întâmple asta și asta. Nu s-a întâmplat pentru că. Și atunci nimeni nu mai are nimic de comentat. Le-ați cerut-o sau doar așteptați să vină ei? Am și spus-o public, o voi spune și la coaliția următoare. Deci, așa, aștept. Cine să vină? Domnul Rafila? Cine a decis aceste măsuri? Cine, de exemplu, ar trebui să ne uităm dacă relaxarea condițiilor în perioada de sărbători a avut vreo legătură cu creșterea rapidă a numărului de infectări